Vă pot promite cu acest clip că o să vă înseninez ziua de muncă cu această listă a celor mai proaste joburi din istorie, care din fericire nu mai sunt locuri de muncă azi cu salariul minim din prezent. Probabil că la unele nici nu te-ai fi gândit că există, însă cineva trebuia să le facă și pe astea. O să ne concentrăm pe perioada evului mediu, așa că unele joburi pot părea azi de-a dreptul ciudate. Jobul de învierist. Da, asta a fost o treabă adevărată. Nevoia pentru aceste joburi a devenit atât de intensă în evul mediu încât s-a născut ocupația de oamenii învierii. Fișa postului pentru acești oameni ai învierii era simplă. Ei erau instruiți să meargă în cimitire, să exhumeze cadavrele și să le transporte la școli și instituții ale vremii pentru autopsii sau alte cercetări. Colectorul de vărsături. Este un mit că vechii romani aveau camere dedicate pentru regurgitarea alimentelor, vomitarium, dar e o practică obișnuită să vomiți pentru a consuma mai mult la o petrecere. Mulți indivizi ar fi vărsat în recipiente speciale sau pur și simplu pe podea pentru a evita întreruperea petrecerii. Desigur, acest lucru a necesitat serviciile unui colector de vărsături care să curețe permanent totul. De aici și necesitatea acestui tip de job. Colectorul de lipitori. În evul mediu, medicina abia putea fi descrisă ca primitivă, iar metode precum sângerarea voită erau o practică obișnuită pentru o multitudine de afecțiuni medicale. O metodă de sângerare tipică a pacientului presupunea aplicarea de lipitori care trebuiau colectate din iazurile și mlaștinile din apropiere. Un colector de lipitori pur și simplu pătrundea în apă cu picioarele goale și se învârtea până când temutele creaturi se atașau de corpul său. Apoi erau scoase și aruncate într-o găleată pentru a fi vândute medicului orașului, chirurgului sau altui profesionist medical. Curățătorul de lână. Lâna, după cum se știe, e un material natural impermeabil datorită uleiurilor distribuite prin ea din pielea de oaie. Această grăsime a fost de asemenea cea care a făcut ca procesele de recoltare, filare și țesere să fie desfășurate fără probleme în evul mediu. Dar pânza ce a rezultat era mult prea aspră, avea o plasă largă și se zdrobea ușor. Pentru a rezolva aceste probleme, grăsimea trebuia îndepărtată de pe cârpă cu o soluție alcalină, iar cea mai ieftină și mai abundentă soluție alcalină la acea vreme era urina învechită. Treaba unui curățător de lână era să pună bucăți proaspăt țesute de pânză de lână într-o cadă, să toarne urină veche și apoi să o calce cu picioarele. De parcă nu ar fi fost suficient de rău, urina folosită pentru acest proces provenea de la mai multe persoane, pentru că era nevoie de mulți litri de urină. Acești oameni, deci, au trebuit să o colecteze din toaletele publice ale vremii sau din casele private. Ai fost vreodată atât de recunoscător pentru chimia modernă, pentru că acest job nu mai există doar datorită ei. Responsabilul pentru excreția și igiena intimă a regelui. În tradiția evului mediu al dreptului divin care a plasat regii la nivelul zeilor, timp de secole s-a considerat nepotrivit ca un rege să-și șteargă singur fundul. Henric al VIII-lea nu a făcut excepție, iar responsabilul pentru acest job avea o poziție prestigioasă atribuită unui aristocrat la nivel înalt. Deși prestigioasă, slujba a fost umilitoare. Acesta era responsabil să aducă scaunul de toaletă al regelui atunci când era nevoie, să-i șteargă fundul și spatele și mizeria și să-i adune scaunul pentru examinare și monitorizarea stării de sănătate. El a avut de asemenea privilegiul de a administra o clismă în cazul în care regelui era constipat. Cum ți se pare acum jobul de la 9 la 5 de luni până vineri la birou? Producătorul de corzi de vioară. Înainte de revoluția din secolul al XVIII-lea, tehnologia confecționării corzilor pentru instrumente muzicale, industria asta era cu siguranță extrem de dezgustătoare. Pentru a face corzi suficient de groase pentru a cânta notele grave de la o vioară, metoda preferată presupunea răsucirea împreună a firelor de mărunțiș de oaie. Producătorii de corzi ar trebui să taie oile cu mare atenție pentru a nu rupe stomacul sau intestinele inferioare și apoi să petreacă ore îndelungate tăind țesutul gras, vasele de sânge și mușchii. Măruntaile trebuiau să fie înmuiate într-o soluție de cenușă de lemn pentru a le curăța în continuare și monitorizate în mod constant, astfel încât să nu înceapă să putrezească.
Măruntaiele erau apoi bine uscate și răsucite în corzi de bas. Prinzătorul de șobolani. Odată cu industrializarea rapidă a secolului al XIX-lea, dar și în Evul Mediu, orașele au devenit centre înfloritoare de murdărie, mizerie sau boli. Evident că milioane de șobolani contribuiau la asta. Când problema a scăpat de sub control într-o anumită gospodărie, prinzătorul de șobolani a fost chemat să rezolve lucrurile. Și-a frecat mâinile cu uleiuri de anason și cimbru pentru a atrage mai mulți șobolani pe care încerca să-i prindă, dar nu oricum. Trebuia să-i prindă cu mâinile goale. Majoritatea acestor șobolani nu erau uciși, erau păstrați și vânduți ca o sursă de profit. Asta da meserie. Producătorul de chibrituri. Fabricarea chibriturilor în sine nu era partea dezgustătoare. Nu necesita decât scufundarea unor bețe scurte de lemn într-o soluție de fosfor. Problema era că după ce ai avut acest job câțiva ani, urmau transformările. Inhalarea fosforului pe o perioadă îndelungată provoca o boală cunoscută sub numele de maxilarul fosic, în care gingiile începeau să facă abcese și să emită un lichid urât mirositor. În cele din urmă, absorpția fosforului a făcut ca fălcile oamenilor să capete o strălucire ciudată. Singurul tratament cunoscut al vremii era o operație pentru a îndepărta osul maxilar. Defrișătorul de oase. Orașele victoriene aveau o economie vastă, iar răpitorul de oase a căzut undeva în mijlocul ei. Acești muncitori scoteau oasele putrezite de la măcelari, grămezi de gunoi sau curți și le vindeau dealerilor vremii. Unele dintre oase ar fi fost în cele din urmă transformate în mânere de periuță de dinți, inele sau alte obiecte personale. Ceea ce nu putea fi vândut era fiert pentru fabricarea săpunului, iar restul măcinat în îngrășământ. Căutătorul de obiecte scumpe. În partea de jos a economiei victoriene se afla acest job, o persoană care se plimba pe malurile râului, adunând bucăți din orice lucru trecut cu vederea de alți oameni. Acești oameni s-au chinuit în sărăcie extremă, adesea desculți, în apa înghețată a râurilor unui oraș. Nu se putea spune ce ar putea găsi. Bucăți de metal, os sau pânză puteau fi vândute altor persoane. Cadavrele, excrementele umane și peștele putrezit reprezentau pericole profesionale. Tăbăcarul. Poate cea mai dezgustătoare muncă din toate timpurile, tăbăcarii efectuau munca esențială de conservare a pieilor de la bovine, porci și alte animale pentru a fi folosite în produse normale. Procesul de pregătire a pieilor a fost unul plictisitor și urât mirositor, care presupunea înmuierea pieilor în gropi gigantice de var pentru a înmuia părul și țesuturile. Tot părul și grăsimea erau apoi răzuite cu mâna, un proces greoi și urât mirositor. Pielea curățată a fost apoi pusă într-o groapă de apă și fecale de câine pentru a o curăța și a o frăgezi în continuare. Desigur, aceste gropi erau ținute să fermenteze acele piei, așa că tăbăcăria era una din cele mai revoltătoare și urât mirositoare locuri din istorie. Sper că ți-a plăcut acest episod și ar fi foarte interesant să-mi spui la comentarii care ți se pare cea mai dezgustătoare meserie pe care n-ai putea să o faci din această listă.